cine m-a adunat toți aici la domnul Ștefan acasă? Crisnel, cred că are ceva de spus. Ce domnul Crisnel de zis? Ce nu-ți convine? Suntem aici la un grătărel toți, uite, ca prietenii. Da, ca prietenii, mi-e strica mașina asta acum ca prietenii. Ce mașină? Hai bă, lasă-vă cu mașina ta. Hai mă, bucură-te. Da, exact, uite de aici, ia uite. Cum îți place ție. Poți să pui înapoi carnea aia, că aia e carne pe care am luat-o de pe masă, ia uite ce bună e. Bă, mi-a furat ghețarul carnea. Uite acolo, uite acolo. Domnul ghețarul, vă rog, lăsați-mi carnea, de ce vă mâncați? Domnul Ghețaru, uitați-o, uitați-o aici. Domnul Ghețaru, bă, dar nu pot să-mi iau mâncare. Doamne, doamne. Jackie, da. Îți dau de oaie și-mi dai de vacă. Bine, hai. Carne. Hai, aruncă tu primul. Hai, primul tu. Nu, primul tu, ce crezi, că n-am eu încredere în tine. Ce faci, mă, aruncați cu mâncarea? Așa. Bă, tot! Domnul Ghețaru, ridicați-vă puțin. Domnul Ghețaru, dacă vreți să mai rămâneți în formă, vă rog, numai... Lăsați puțin mai ușor carnea, că... Uitați acolo. Așa, mulțumesc. Oamenii se bat cu mâncarea. Lăsați-o mai ușor așa, că să nu, știți, să nu puneți pe dumneavoastră pe aia mult, că trebuie să alergați după Crisnel, că ăsta face numai năzbâtii. Haide, capul meu. Ok, domnul Ștefan... Suntem foarte recunoscători că ne-ai adunat aici să mâncăm foarte multă carne, pentru că, sincer, chiar mi-a plăcut grătarul ăsta pe care l-ai făcut, dar nu știu cum să zic, dar îl urăsc pe Crisnel din tot sufletul. Crisnel, te urăsc și o să dau afară din poliție. Da, și pe tine. Doamne, îl urăsc pe Crisnel. Păi dacă tot suntem aici, putem să facem un mic toast și o să mă urc cu picioarele pe masă pe acest bambus și o să zic așa. Domnul Crisnel, nu sunteți deloc demn de a face parte din poliția orașului nostru. Am zis-o în fața tuturor. Da? Corect. Eu aprob. Foarte corect. Deci, nu mai dați mine, că spar tot pe aici. Spar tot. Dragi cetățeni ai orașului. Hai, coboară de pe masa asta, că spar și toată masa de aici. Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă. Pleacă. Și da, ideea e că cred că toată mâncarea asta trebuie aruncată, că cred că ne-am pus toți cu picioarele pe ea și nu cred că mai e bună. Dar iau aruncă. Doamne. Da, ia mâncare de aici. Bă, nu spargem aici. Alo. Alo, ia uite ce sparge ăsta pe aici. Doamne, ce neobrăzat. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el că este șeful rutierei. Ia uite, el o să fie șeful rutierei. Ia uite-l că vine. Ce nu-ți convine? Bine, mă duc să-ți aduc o cască. Ok, ideea e, fraților, că planul meu este altul. Astăzi o să devenim bebe și da, ți-au zis bine, o să devenim bebe. Nu o să ne prefacem că am fost transformat sau ceva. Pur și simplu o să fiu bebe. Am făcut eu o mică chestie prin chestia mea, baza mea secretă, și pot să mă transform în bebe în aproximativ 2 secunde, gen dacă stau acum din degete, m-am transformat. Și ia uite-mă, sunt bebe, ia uite, o cam scutec pe mine și o să încerc să-i păcălesc pe ei, că bineînțeles am fost transformat de cineva, am fost blestemat să fiu bebe și trebuie să aibă grijă de mine. O să încerc să mă comport ca un bebe, pentru că nu trebuie să le dau de înțeles că nu sunt bebe. Și problema e următoarea, fraților, că sincer nu știu cum o să reacționeze ei dacă eu o să fiu bebe și teoretic o să mă comport exact ca un bebe normal, adică o să cer chestii, o să plâng non-stop, ia că vin spre ea, că vine așa, uite că vin cu capul în jos, ia uite că vin pe aici. De ce nu mă mai suportă ăsta? Ce ai avut 1000 de mofturi cu mine, mi-ai cerut de toate și domnul Ștefan, vreau înghețată. Dă-mi înghețată. Da, în legătură cu asta. Vreți să-l închidem în casă? Carnea de oaie mai bună. Nu vreau carne, nu vreau. Lasă-mă, nu mănânc carne. Eu vreau... Păi tu nu și eu l-am mai avut. Vreau dulciuri, vreau dulciuri. I-am dat înghețată și n-am vrut. Mi-au dulciuri. Mamă, de unde știi dăm dulciuri? Am o prăjitură, zi? Tati! Ai, cam înțeles, de când sunt tati? Nu, săracul suspectul.
Ciocanati! Bravo, suspectule, bravo! Stai că tu ești alesul, nu știu cum să zic. Rău! Mă mai ține! Rău! Gata, nu mai plânge, mai doriți ceva, mai vreți ceva? Mai ține-te, grasule! Rău! Băi, de ce te iei? Doamne, săracii! E incredibil, frate, ce se întâmplă, deci am păcălit de data asta, nu pot să cred. Tati 2? Tati un pepeluș. Nu, what? Tati 3? Tati 4? Tati 5? Tati 6? Așa numără Jiki? Un pic am citat. Tu pleacă, ești urât, pleacă! Ce-mi plătică rău? Ce-mi plătică rău? Am o idee. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce fac cu asta? Ce pot să fac cu asta? Ce-am făcut? Ce-am făcut? E bine ce-am făcut? Nu. Păi dar nu e armă, ce-i asta? E de jucărie. Aia e o armă. Păi nu, uite că e de jucărie, uite, vezi? E de jucărie. Nu, ești? Nu se poate. Eu Tati 7? Băi, stai cu minte. Mă, ce faci ăla? Uite-te și tu ce se întâmplă. Ai grijă cu arma, că nu e de joacă. Nu se joacă în nerf. Nea, s-a pus el cu mine, nea. Poate vrei o floare. Poate ai vrei o floare, nu știu, na, uite aici. O floare. Floare? Păi ce să fac eu mă cu floarea? Eu sunt băiat, îmi dai flori mie. Am mâncat-o pentru tine. Eu vreau mașină. Ce să stați de mâncare? Ia, ce poți să le mănânc? Nu, 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 nu,
uite-l acolo, uite-l acolo, ia. Da, uite. Nea, uite băiatul rău, nea, că se crede și mecher băiatul rău. Hai la... bateți-l, bateți-l pentru mine, vă rog, bateți-l pentru mine. Da, trebuie să-l batem, ok, mai okay, okay, hai pe el. Bateți-l, bateți-l, bateți-l. Hai că-l batem. Unde fugi? Unde vrei să fugi? De ce nu m-ai ajuns? Că vrei să plâng? Te zic lui tati. Pe care tati? Ștefan, Ștefan, Ștefan. Ia la palme. Ce are, mă? Ia la palme, du-te. Ștefan, ue. Domnul Sorin, bate-l pe Ștefan, că nu-mi place. Pe Ștefan. Unde? E aici, cred, nu știu unde e. Tu pleacă, mă, urâtule, pleacă de aici, urâtule, pleacă. Ce face, s-a adormit aici? Pleacă, mă, urățenie, ce ești, ești un urât. A făcut ce, a făcut ceva rău. Domnul Ghețaru, arestați-l pe ăsta, arestați-l. Ce-a făcut? M-a înjurat. Ce? M-a înjurat. Că l-a înjurat cu Peluș. M-a făcut tântălou. Așa mi-a zis tântălou. Nu. Așa ai spus? Nu. Să cer scuze, eu zic să cer scuze. Nu, la închisoare, la închisoare, la închisoare. Nu prea pot să-l bat la închisoare doar pentru că ți-a spus ceva. Mă supăr, m-am supălat. Da, nu mai vorbesc cu ei, nu mai vorbesc cu ei, că plâng acum ca bebe, nu mai vorbesc cu ei. Doamne, deci nu mă ascultă, Ghețarul nu m-a ascultat, nu a făcut ce am zis eu. Ok, Ghețare, ok. Nu, nu mai fugi, nu mai fugi. Hai să mă, rău, 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 rău. Nu, nu, rău. N-a făcut nimic. Nu e rău, Ghețaru, nu. Rău. Sunt bun, eu protejez orașul. Rău. El e bun, e bun, 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 bun. Mi-a zis ceva, tati. El e rău, 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 rău. Că ăsta trebuie să dat afară din oraș, domn primar. Ocupați-vă, ocupați-vă, domn primar. Ce e, tati? Dulciuri n-am, dar dacă vrei. Ștefan. Am bani, dacă vrei. Bani, da, bani, ei, bani. Uite bani aici, uite bani, uite bani. Ei, bani, uite ce am eu și tu nu ai, ce am eu și tu nu ai. Nu m-a întrebat, dar să fie mai bine. Intru în casa asta și cred că o să mănânc banul ăsta, să văd dacă e bun. Nu mânca banul. Nu mă simt prea bine. Nu, este ceva. Îmi vine să vomit, îmi vine să vomit. Am mâncat banul, am mâncat banul. Eu am dat banul. Ce faci? Mi-am revenit, mi-am revenit. Tort, yay, tort, yay. Mamă, ce bun e, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, hi, mai vreau. Vreau înghețată de ciocolată. Ce e asta? Nu, de ciocolată vreau.
De ciocolată de vreau. De căpșuni? Nu, nu vreau, mi-e place ciocolata, vreau de ciocolată. Da. Hai, adun de ciocolată. Ești cu un bucător, tu. Păi nu știu, că avea ceva pe el, nu era ciocolată, adică... Da, așa, că nu avea ciocolată pe el? Ba da, avea cea mai multă ciocolată pe acolo. Era exact. Vreau ciocolată, vreau înghețată cu ciocolată, Don Ștefan, Don Ștefan. Ok, gata. Suspectul? Dar zice tot plângi. Da? Battle! Tu vezi ce urât, tu vezi ce urât e pe atunci. Battle! Urât e, urât e, urât e, urât e. Hai, suspectul Daniel, 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 Daniel. E urât? Băă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 
Poți să mă jur că n-am făcut nimic. A făcut crimă ăsta, a făcut crimă. În fața mea. Nu. Ce e asta? Cristinele. Trebuie să luăm de aici. Haide după mine, haide după mine. Haide. Haide bebeluș. Iarba asta miroase foarte frumos. Iarba asta e foarte. Ăsta e rău, ăsta e rău. E foarte rău. Da, e rău. Da, da, domnul Ștefan? Foarte rău. A bambus. Că e prea multă ciocolată. Ce e, bă, asta? Lasă-mă cu asta. O să mă duc la mall de zi unul singur. Yay! Merg și pe stradă. Yay! Da, iar merg pe stradă. O să treacă numai mașini pe aici. E interesant că chisarul nu zice nimic că eu merg pe stradă. Deci efectiv merg pe stradă acum. Ia uite-l. Oh, ia că... m-am lovit. Nu mai râde de mine. Mamă, dar nu mai arăt deloc armura. Nu, de ce râde de mine? Pleacă de aici, urâtule. Urât e, urât e, un urât. E, ce e aici la mall? Ce putem să găsim aici la mall? O să deschid ușa. Ia zi, ce găsim aici? Deci la mall aici este... Oh, ce e aici? Haine de purtat. Ia, haine de purtat. Preț cel mai ieftin. O să vreau asta, vreau asta, vreau asta. Vreau asta. Da. Știi că trebuie să plătești, dar nu pot să-l iau. Nu pot să-l iau. Deci nu pot să-l iau. Nu pot să-l iau. Atunci îl vreau pe ăsta. Vreau pe ăsta. Ce? Ce haine ți-ai luat? Păi vreau haine, vreau haine. Mama, am picat aici. Uite, fii atent, fii atent aici, fii atent. Nu pot să-l iau. Da. Fii atent aici. Ia-l pe ăsta, uite, fii atent. Hai să luăm pe ăsta, uite, ia, vezi, ia, ia de aici. Ia, ce mi-ai dat, ce-i asta? Ce-i mă asta? De ce stăm așa? Doamne! Uite cum este. Ia, uite, am pelerină, ia, uite, zbor, yay! Ia, uite, pelerină, are pelerină, băi! Superman! Yay, o să mă duc să salvez lumea, yay! Da, ai grijă să... O să salvez lumea! Yay! Nu l-am prins. N-am putut să-l prind. Primar, face ceva, face ceva, domn primar. N-am putut să-l prind. Cum poți să-l ajut? Nu mai vreau. M-am lovit. Opa. Nu mai pot, nu mai pot. M-am lovit. Nu mai pot. De ce nu mă ajută nimeni? De ce nu mă ajută nimeni? De ce se uită toți la mine? Uite-l pe ăla, aș fixează magazinul. Te pricepi? Te dar niciodată nu. Vă rog să mă depășesc. Opa. Nu mai pot. Dai ușor, ușor, ai sus. Dai tur, 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 nu, nu-i dai tur, tur, nu, nu, nu. Vrei să-l te ridici? Mai sus, dă-l în sus. Așa, uite, să-l ridică. Ghețarul. Mai bine? Vrei de-asta? Da, vreau de-asta, vreau de-asta. Nu ce dau, nu ce dau. E revină. Nu, ghețarul. Dam-i-o, dam-i-o. Dă-mi acum. Mă, ce e asta? Mă, ce e asta? Nimic. Ce e asta? Vrum. Ești prea mic, nu poate ca mașina. Dar îmi place. Păi da, vreau. Dă-i așa de model. Poți da un ea? Ia, da un ea. Ce se întâmplă dacă da un ea? Nu. Păi, așa mai e suspectul. Nu am zis că poți să nu mai ascult, ok, deci suspectul niciodată. Nu, el rău. Înghețată! Oh my god, înghețată! Înghețată. Ce bune înghețata! Înghețată pentru toată lumea! Nu, bă! De ce ai vrea să mă furi?
Ce dai, mă? Mamă, ce cine e, bă, ăsta? Ăsta e paznicul, domn paznic, domn paznic. Dăm pasnic, aveți grijă de mol, dăm pasnic. Dăm pasnic. Simt ceva. Cred că capașa a făcut efectul. E timpul, e timpul, e timpul. E timpul, capașa a făcut efectul. Ia. Stai, nu. Aole. Zboară? Tu, da. Vine pe pe rău, 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 ce are, rău. Ce s-a întâmplat? Uite, ce cald e aici? Ce cald e aici? Ce cald e aici? Nu? Nu-i voie, nu-i bine, nu-l asculta, nu-l asculta. M-am plictisit, vreau la calculator. Care are calculator? Primar? Suspectul e tău. Am eu calculator, vină cu a. Haide, 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 haide. Ei, da! Eu vreau ce mă joc Minecraft. Vreau Minecraft. Am Fortnite, am toate jocurile posibile. Am bune. Da, domnul urât rău, vă rog, pe ăsta nu, ăsta nu, nu, ăsta nu, ăsta nu. Nu vine aici. Ăla nu, ăla nu. Punem limite la... Ia uite, l-a furat de la Jetty, de la Petrotoar. Haideți pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ok. Haideți pe aici. Totuai, eu vreau pe stradă, aici tarii pe stradă. Nu, m-am pus aici, na. Ce o să faceți acum? M-am pus pe stradă, na. Ce faceți acum? Haide, sus cu tine, sus, te rog, hai. Oh, nu mai, de ce dă ăsta în mine, rău? N-am vrut, ce bă, aici e fantome aici, ce să stea? Cred că e Halloween. Pun să te poiange. Ia aici ce, mamă, cine soși? Banii mei, te rog frumos, dă-mi banii mei. Nu mai am alți bani, ăștia sunt singurii mei bani. Nu știu ce bani, ce bani. Ce bani? Ce e aici? Calculator? A Minecraft. Dar nu-mi place jocul ăsta, nu-mi place. Nu-mi place. Ai avut și calculator suspect. Nu-mi place. Nu mai suport pe bebelușul ăsta, nu-l mai suport. De ce am? Păi tu, îmi distrugi calculatorul. Are un sos. Doamne, nu mai suport. Nu-mi place aici. Mă duc la ghețarul, mă, să sparg acolo la ghețarul, ghețarul. Ghețarul. Dacă sparg acolo, fraților, un bloc de la, o să înceapă să mă amintesc tare că până acum încă nu și-au dat seama, adică Ștefan a zis că se duce să-l caute pe Jake, el chiar crede că nu sunt eu, ceea ce e bine, dar ia că mă se fac așa. Ce nu-mi place asta? Apă, piscină, yay, piscină. Yay, yay. Nu-mi dat tot asta. Nu, nu, ai grijă, gata. Ai grijă, măi. 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 Da, da, vreau. Crăciște, nu. Da. Bă, care mi-a luat înghețata? Că sparg. Mă, ce e aici sus? Ce e asta? No. What? Asta ce e? Yay! Piscina! Yay! Nu, vreau un parc. Mai nu trebuie să-l duci în parc. Vreau un parc. Avem parc. Vreau un parc. Vreau să o plâng. Bă, ce se întâmplă aici? Cum îl lucrurile astea? Aoleu. Vreau un parc. Ce-i asta? Asta nu-i pentru tine, te rog frumos să te dai jos. Vrum. M-am lovit. Yay, ce mai pe aici? Yay. Ia, domn primar, ce are pe acolo? Ei, domn primar, ce are domn primar aici? Ultima dată mi-am lăsat mașina la domn primar, uite că e mașina aici. O? Cred că e idee bună. Vrum. Mamă, ce tare e să conduc. Yay! Ce tare e să conduc. Jos. Domn
Domnul Ștefan, ce faceți în mașină? Dă-ți-vă jos, domn primar. Nu sunt în mașină. Domn primar, să-ți mașină. Nu mai vreau mașină, vreau... Ce casă roz și frumoasă, ce e aici? Cui e asta? Nu-i fetiță. Ce e asta? Da? Ștefan, vreau... Da? Vreau păpușă. Vreau păpușă. Păpușă, de unde vreau păpușă? Deci băiețel. Vreau păpușă. Elsa, Elsa, uite Elsa. Vreau să ningă el. Ce fete? Păi eu, uite aici, ia, ce aici? Wow, ce tare, uite roz. Da, sper să nu vadă pe... Ce e aici? Ce de gust, uite o pisică. Uite, e o pisică. 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 Da, nu să intrăm în casele străine. Coboară jos, coboară jos. Haide, ce case. Da, îmi place casă... aici. Ce pat drăguț, yey, uite că s-ar prin, yey. Ce va colca aici. Nu mă așteptam să avem. Hai să lăsăm, hai să lăsăm aici. Vreau să mă duc în parc, vreau să mă duc în parc. Trampolină, yey. Yey, ghețarul, și tu, și tu, și tu, și tu, și tu. Bine, bine, și tu, bine. Și tu, și tu, yey. Oh, ce sus sunt, zbor. Nu. Ghețarul m-a împins. M-a împins. Ghețare, 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 ghețare. N-am făcut nimic, n-am făcut de astea. De ce faci de astea? M-am împins. Vreau să plec de aici. Ștefan, ghețarul m-a împins. Nu, e frumos, de ce faci de astea? Ce mă, băi? Nu cred că e de bună să ai arma aia. Dar nu e armă, nu e armă. Să o văd. Da, da, da. Jucăria aia, te rog, da? Da, uite, uite, uite. Nu, trebuie să fug rapid de ei neapărat. Am scăpat de ei. Cred că e timpul să revin ca Jiki normal, pentru că cred că l-am înnebunit cel puțin pe Ștefan săracu. Cred că trebuie să-i dau niște năsoși în schimb, pentru că, oameni, ce am făcut săracu Ștefan. Chiar cred că o să urască să mai stea pe aici pe lângă mine. Deci trebuie să ne transformăm înapoi în Jakey. Să avem foarte mare grijă că să aleg un loc aici să nu mă vadă. Ok, perfect. Ia să-mi dăm asta jos să nu vadă că eram eu și ia să mă duc spre. Trebuie să-mi ascund este aici plus arma. Trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Și ia că mergem acolo. O să mergem ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să văd ce s-a întâmplat. Chiar sunt curios și eu să-mi zic. Adică ideea este că teoretic ar trebui să-mi zic adevărul, pentru că, na, bineînțeles, este un copil și trebuie să-mi zic adevărul, tot ce s-a întâmplat, tot ce a făcut, dar sunt 100% convins că știu pe toți din oraș și nu o să zic absolut nimic, dar să vedem, chiar sunt curios, adică, până la urmă, poate o să zic că ia să-i vedem. Uite că îi văd pe toți acolo. Mă, ce ai făcut, mă, iară, ți-ai lăsat copilul pe aici? Ce copil? Adică ce copil? Ce copil? Ce aveți? A venit copilul tău pe aici, iară. Cum a venit, mă, copilul meu? Păi eu n-am copil. Ei, n-ai copil, da, fix fața ta. Din cauza copilului tău mi-am rupt piciorul, mă doare piciorul. A, domn suspectul, ia, puteți să mergeți, n-aveți nimic, ce-i vrăjeala asta, lăsați-mă cu ăstea în pace. N-aveți suzetă, iară, scutec. Domnul Crisnel, deci dumneavoastră chiar vreți să nu mai faceți parte din poliția rutieră? De ce? De ce? Păi unde voi armura? Păi i-a spart un bebeu. Ce bebeu ziceți, mă, acolo ați nebun la cap? Ce mă, doamne? Chiar nu minte nimeni. Domnul Ghețaru, eu cred că ăsta a fost planul lui Crisinel. El e prea malefic, cred că face planuri nebune, nu știu ce a făcut, dar cred că era un prieten de-a lui, că el e mic așa, e bebe. Și era un coleg din clasa lui sau ceva. Bete fix ca Jakey. E un coleg care seamănă cu Jakey? Nu știu, habar n-am. E ciudat că semăna cu tine totuși. Nu cred, mă, ce are, n-are și vocea asemănătoare. Na, e vrăjea, domnul suspectul. Pe dumneavoastră cu nu vă cred, că azi că aveți piciorul rupt și vă că puteți să mergeți în... Sunteți cu totul întreg, adică n-aveți nimic. Ce ați mințit? Și dumneavoastră acum... Auzi, Jakey, îți place înghețata cumva? Nu, eu, de ce aș mânca înghețată? Dar îți place costumul ăsta? Cred că... Chide costumul ăsta? Ce costum? Ce mi-ai dat? Ce mă ăsta? Mă, ăsta cumva e de la magazinul second hand-ul lui Cristinel? Da, l-a furat bebelul. Da, l-a furat bebelul. Ok. Trebuie arse chestiile astea, trebuie arse. Trebuie să-l plătești. Ce să plătesc eu, mă? Ce să pleacă, mă, de aici? Ce mă interesează, mă, pe mine? Nu e copilul meu, ce aveți? Mai am o întrebare, ție-ți plac florile? Și mi-ar place florile, lăsați aici, domnul suspect, nu mai spargeți florile. Chiar bebelul Jakey.
Să zicem așa. Mai vrei cumva dulciuri? Da. Făcea păpușele. Păpuși. Dori, e clar un prieten de-a lui Crisnel, că și Crisnel îi plac păpușile și lui îi plac. Cum am o față de fetiță, ești nebun la cap? Dacă eu am față de fetiță, Crisnel ce față are? De femeie? Altă întrebare, vă ia uite, are părul lung. Trambulina? Logic. Aha. Și pe pedofilii plăcea. Cui nu-i place sară pe trambulină? Da, adevăr e că da. Domnul Ștefan, dumneavoastră cum sunteți? Dreptate, da. Sunteți foarte, nu știu cum să vă, sunteți morocănos non-stop. Adică mai deveniți și dumneavoastră mai zâmbitor, mai zâmbiți, mai râdeți, mai nu știu, sunteți prea morocănos, domnul. Mie, o să ducă... mă dați în seara ca să-mi dați amendă. Domnul Ștefan, amendă 29.000 de năsoși, pentru că sunteți acum pe mijlocul străzii. Amendă. Nu. Da, da, da. Nu. 29. Merită. Tu mă împingi. E prea morocănos ăsta, dar nu înțeleg de ce. Fii bă mai vesel, bă, urâtule. Cine dat tu partea azi? Amenda. Da, deci Crisnel este paznic la mall acolo. Paznicule, du-te acolo. Păzește mall-ul. Păzește. Ce tu zici, mă, acolo? Mă, ce aveți, mă, domnul Ștefan? Și care e problema? Eu nu înțeleg. Cu copii, cu ăștia. Eu ți-am zis că e prieten de-alul ăsta, măi, prieten de-alul ăsta, 100%. Da. Ce, nu crezi? Cine crede că GK e nebunit să ridice mâna? Eu. Și mie nu l-ai schimbat discuteri, băi, am făcut pe el. Da, n-avem destule dovezi. Da, eu cred că, sincer, orașul ăsta s-ar putea să se ducă de râpă în stilul ăsta, sincer. Da, cred că mă duc într-o vacanță. Cred că o să plec de aici. Doamne, frate, săracii, cred că i-am înnebunit de cap, dar măcar planul meu a funcționat. Cel mai probabil, de fapt, v-am făcut să râdeți, așa că dați acolo pe butonul de like și pe la următorul episod și pa, și pa!